numele de orașul Florilor, această localitate transilvaneană este situată pe ambele maluri ale râului Mureș și își începe istoria în anul 1332. Târgu Mureș este un oraș al multiculturalismului, un loc plin de atracții turistice, locuri de relaxare, artă și arhitectură. Dintre obiectivele turistice ale orașului face parte centrul, cu piața centrală numită și Piața Victoriei, unde se regăsesc clădiri în stil baroc, neoclasic și secesionist, monumente religioase și de cultură. Atracțiile principale sunt Palatul Culturii, obiectiv reprezentativ al orașului, împodobit la exterior cu mozaicuri, frește și vitralii, Palatul Prefecturii, fosta primăria orașului, în fața căreia se găsește statuia Latinității, Lupoaica alături de Romulus și Remus, cele două catedrale ortodoxe, Turnul Franciscanilor și Piața Teatrului. O plimbare prin centrul orașului, ne oprim la hotelul Plața pentru a servi o cafea aromată dintr-o cană asortată orașului și niște fursecuri marcă proprie Art&Craft.